În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Astăzi nu este marți, ci este miercuri. Iubiți credincioși, nu știu dacă v-am vorbit vreodată despre timpul liturgic. Timpul liturgic este o temă foarte interesantă care ne învață strategia pe care trebuie să o folosim atunci când vrem ca timpul să nu ne mai fie dușman. După cum bine știți, cu toții ne văietăm din vreme în vreme, că nu ne ajunge timpul, că de la o zi la alta parcă s-au micșorat zilele, mai ales cu cât înaintăm în vârstă, considerăm că timpul nu mai este cum era în copilărie, nu ne ajunge timpul să facem una sau alta. Lucru cu totul fals, pe care însă putem să-l îndreptăm, dacă suntem puțin atenți la săptămâna aceasta, nu mai mult, nici mai târziu, nici mai devreme. Și anume, v-am dat așa puțin de flori a înțelege că săptămâna asta este cu totul alta, atunci când v-am atins puțin subiectul pe care nădăjduiam că Dumnezeu va da voie să-l desfășor astăzi. Și anume, atunci când v-am spus că deja în seara floriilor începe săptămâna patimilor, și slujba de seară este începutul cele de-a doua zile. Și o să spuneți cu ce ne ajută asta? Ne ajută cu totul. Noaptea vin peste noi tot felul de gânduri. Toată ziua conștientul nostru lucrează cu informațiile momentului. Dar în spate se acumulează în subconștient o numărătoare, un deadline pentru toate. Pentru datoriile la bancă, pentru neputințele copiilor, pentru un drum pe care vrem să-l așezăm nepoților și așa mai departe. Și acest timp care ne presează și simțim că nu mai avem cum să ieșim neșifonați, vine odată cu noaptea peste noi. Noaptea se așează asupra noastră și conștientul și subconștientul. Și începe să ne trezească ba cu un gând, ba cu altul, ba să ne spună că mai e o săptămână până la un anumit termen pentru care trebuie să depunem o anumită situație. În tot cazul, noaptea, de exemplu, care urmează acum, trebuie să aflăm cu mare bucurie că este desființată. Noi am făcut rugăciunile noastre cele de dimineață. Asta înseamnă că la noapte putem să dormim liniștiți. De ce? De ce? Pentru că noaptea a și trecut. Aceasta este strategia pe care trebuie să o folosim, nu numai pentru noaptea care urmează, ci pentru orice timp care ne-ar scoate subconștientul deasupra. Pentru orice timp care ne-ar pune o problemă falsă, pentru orice timp care ne-ar vorbi despre altceva decât ar fi normal. Și acum să o luăm de la început. De ce credeți că în copilărie ni se părea ziua lungă? Acum să știți că vorbesc despre copilăria mea sau contemporanilor mei, pentru că nu știu cât de lungă sau de scurtă poate să fie ziua unui copil care stă în iPhone și jonglează tot felul de conversații cu cineva pe care nu l-a cunoscut niciodată. Nu știu, vă vorbesc din punctul meu de vedere. Probabil că atunci când o să crească nepoții mai mari, o să mai abdatez și eu situația. Dar eu știu așa, că atunci când eram copii, mi se părea o veșnicie când începea vacanța și ne jucam și până seara, vara, la 9:30 începea așa să se întunece, pentru că eu am prins o copilărie înainte de 79, când s-a dat ceasul de vară cu ceasul de iarnă. Și știu că era ziua foarte lungă. De ce anume? Pentru că nu aveam în cap nici grijile băncilor, nici grijile copiilor, nici probleme că era vacanță, nici probleme cu tezele, nici cu lucrările și așa mai departe. Asta înseamnă că impresia că timpul s-a scurtat este valabilă pentru situația în care noi aglomerăm lucrurile. Și le aglomerăm prin tot felul de gânduri care vin peste noi și ne macină în mod gratuit. Pentru că niciodată nu ne-am pus problema
cu datoriile sau cu ceea ce avem de făcut. În mod real, dacă Dumnezeu ne-a îngăduit să ajungem până la un moment, înseamnă că ne va îngădui să ajungem până la o situație. Bună oară, dacă vom avea conștiința serii acesteia, în care învățăm că deja am trecut noaptea și am făcut rugăciunea pentru dimineața următoare, înseamnă că suntem datori să fim mai atenți cu noi și cu timpul nostru. Acum să ne așezăm la somn și să dăm slavă lui Dumnezeu că este un somn liniștit, un somn din afara granițelor celor 24 de ore normale, în care noi să ne gândim că mâine dimineață ne vom trezi cu oarece probleme. Nu! Deja ne-am trezit! Și atunci odihna pe care o vom începe în seara aceasta va fi una a pruncilor. Va fi una care să fie departe de orice gând și de orice năzdrăvănie a diavolului care vrea să ne trezească în miez de noapte că vezi, Doamne, ce am făcut. Când ne va trezi acest gând, cu siguranță că trebuie să zâmbim puțin în gândul nostru, să ne spunem, dar eu nu dorm, eu deja m-am odihnit, am făcut o slujbă și știu sigur că urmează a doua zi și eu trăiesc deja a doua zi. Iubiți credincioși, misterul de a doua zi este taina deniilor pe care le facem în săptămâna aceasta. Misterul de a doua zi fără grijă, misterul de a doua zi în care timpul este aliatul nostru și nu dușmanul nostru. Dacă am fi puțin mai atenți cu gândurile noastre, vom constata că atunci când nu le luăm în seamă pe toate, suntem mai fericiți. De unde altminteri poate să vină iureșul acesta ca să ne dea impresia că, vezi, Doamne, lumea se învârte și nu mai e ca altă dată? Nu, 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 lumea este la fel. Noi, de altminteri, trecem prin timp, nu timpul trece prin noi. Timpul își așează granițele de la o zi la alta, dar noi trebuie să știm cum să petrecem în el. Și anume, eu când eram mic, am învățat prima dată să cos instituțional, ca să zic așa, la orele de lucru manual. Eram prin clasa a doua, cred, când mi s-a dat temă să facem un tiv. Și tivul respectiv trebuia să-l coasem, se împungea în față și se întorcea cusătura. Și mi-am dat seama că de mine ține să termin mai repede sau mai târziu, adică împungeam mai des sau mai rar. După 3-4 mișcări am ajuns în partea cealaltă și am dat lucrare și mă așteptam să-mi dea 10. Și când am văzut că nu-mi dă 10, atunci nu era cu foarte bine sau cu nu, erau cu note. Am întrebat de ce. Păi zice, nu prea ține tivul ăsta. Dar e complet? E complet. Păi atunci eu l-am adus că e complet, nu că e bun sau e rău. Vreți să vă fac unul pentru care să-mi puneți al doilea 10? Și atunci m-a lăsat, probabil că nu și-a dat seama că eu chiar am în cap argumentul, și m-am dus și am început să cos foarte des, să fac tivul respectiv. Bineînțeles că am terminat ultimul din clasă, dar m-am dus cu tupeul la sfârșit și am zis că acesta merită al doilea de 10, că primul a fost că am terminat primul, zice, și ce ăsta e acum al doilea, că ai terminat ultimul? Zic, nu, ăsta este al doilea 10 pentru că l-am făcut cel mai des. Și a fost de acord că așa era, cum nu făcuse așa de des. Eu vreau să vă spun ceva. Timpul este în fața noastră ca un tiv pe care trebuie să-l coasem. Depinde foarte mult de câte ori împungem cu apul. Dacă vrem să terminăm lucrarea, trebuie să știm de la început dacă lucrarea necesită o anumită intensitate, un tact, sau dacă trebuie numai și numai să răspundem la provocări. Bună oară! Primim câte un mesaj într-un e-mail în fiecare seară. De exemplu, eu vă spun dintre ale mele că trebuie să mai trimit un CV, că trebuie să mai fac nu știu ce lucrare, să mai dau o fișă a disciplinei și așa mai departe. Și atunci mă întreb, această cerere care mi-a mai venit și săptămâna trecută, bineînțeles cu mici diferențe,
nu cumva trebuie tratată ca un tiv făcut așa mai alargo, adică să nu bătătoresc prea tare tastele, să dau un mesaj prea amănunțit, pentru că și așa, peste o săptămână, îmi va fi repetat mailul respectiv. Și așa am făcut. Și mi-am dat seama că timpul este aliatul meu. Nu mai pierd vremea cu lucruri pe care știu că mi l-a cerut cineva, că așa se cere. Trebuie să și răspundem la solicitare, dar să nu uităm că trebuie să răspundem cu aceeași monedă. Dacă îmi ceri de 3 ori pe semestru același lucru, eu trebuie să mă execut. Ce-ar fi însemnat acum eu să stau 3-4 zile, numai în priză să dau răspuns fix la fiecare împunsătură dintr-un e-mail foarte, foarte exact? M-a ajutat cu ceva? Nu. Eu credeam că timpul nu mai ne ajunge, aș fi crezut că se răstoarnă lumea și când la sfârșitul săptămânii primeam încă un mesaj asemănător, aș fi intrat în panică. Ei bine, antidotul împotriva panicii este să răspundem cu aceeași monedă. Iubiți credincioși, cred că seriile acestea leteniilor trebuie să transforme în noi ceva. Nu să facă, Doamne ferește, niște oameni superficiali. Nu să facă din noi niște oameni care să trăim așa pe deasupra, ci pur și simplu să facă din noi niște oameni care să avem timpul ca aliat, nu ca dușman. Dacă tot ne-a învățat Hristos că ne-a dăruit noaptea aceasta, pentru că ea nu mai există, înseamnă că trebuie să o folosim așa cum se cuvine. Imaginați-vă că noaptea aceasta nu trebuie să mai primim niciun gând străin în noi. Ați făcut vreodată acest exercițiu de imaginație? Că ați avea un vid în față, ca și când te așezi la somn fără să-ți montezi soneria pentru a doua zi? Eu cred că nici în concedii n-ați reușit să faceți lucrul acesta. Faceți în noaptea aceasta să vă descărcați de orice gând pentru ziua de mâine. Ziua de mâine este cu ale ei. Ziua de mâine este pentru cei care vom face din ea o bucurie. Pentru că ziua de mâine, în timpul acesta, va fi joi, nu miercuri. Și atunci, încet, încet vom afla că suntem datori să trăim învierea înaintea altora. V-ați uitat că suntem în biserică? Bineînțeles că nu suntem nici o mică parte din tot orașul ăsta. De ce nu vreți să facem o diferență între cei care ne-am petrecut nenoaptea aceasta față de cei care se vor strădui ca la noapte, în loc să facă ceea ce facem noi, să ne vedem de ale noastre, să alungăm toate gândurile, ei știți ce fac acum? Să duc și strică, în general. Să uită la ceas că deja este ora la care trebuia să fie acasă și nu sunt acasă. Și încep să judece, încep să se mâhnească, încep să se gândească dacă mai au timp sau nu mai au timp pentru cine știe ce lucru pe care familia are nevoie din partea lor să-l facă. Și atunci, noi de ce nu folosim diferența aceasta? Ce credeți, că am venit să ne pierdem vremea un ceas, două la biserică degeaba, să nu învățăm nimic? Nu, am venit să învățăm o strategie cum să folosim timpul, nu cum să-l învingem. Timpul nu trebuie învins. Pentru că dacă am încercat să-l învingem, ne-am așeza pe o baricadă opusă lui. Și nu asta ne trebuie. Ne trebuie să ne așezăm pe aceeași linie de luptă, și anume atunci când timpul ne este aliat, putem să ne mângâiem, să mergem mai departe, iar în seara aceasta să gândim la ceea ce nu am mai gândit de mult. Ce am face dacă între astăzi și mâine ar exista o veșnicie? Cred că aceasta este provocarea serii de astăzi. Pentru că în mod real, între astăzi și ziua de mâine este o veșnicie. De ce nu o băgăm în seamă? De ce suntem atât de ticăloșiți în gândurile noastre să credem că mâine chiar va fi așa cum credem noi peste câteva ceasuri? Nu! Omul are veșnicia în el. În fiecare secundă, dacă ne-am desprinde de gânduri, am simțit cum ticăie veșnicia.
De ce nu suntem atenți la acest ceas? Este un ceas biologic, un ceas care ne spune adevărul, dar un ceas pe care, din păcate, îl lăsăm să fie obstrucționat. De ce? De mesaje, de intervenții străine, de așa zisul răspuns la ceea ce n-am făcut până acum și să ne batem pur și simplu joc, românește vorbind, de tot ceea ce este frumos în noi. Haideți măcar săptămâna aceasta să facem o săptămână de veșnicii, dintr-o demie într-alta, și veți constata cât de bun este Dumnezeu, care ne-a dat timpul ca aliat. Din păcate însă noi, dacă nu l-am folosit până acum, învățăm în seara aceasta să facem un exercițiu și vă spun sigur că mâine dimineață, adică pentru peste o veșnicie, ne vom întâlni alții, mult mai limpezi și cu un gând vă las. Vă imaginați câte veșnicii mai sunt până la sfârșitul lunii, până când vine termenul de scadență la bancă? Vă imaginați că deja când vedem lucrurile atât de îndepărtat, avem timp și de ale noastre? Vă puteți imagina câtă bucurie este în a constata că acum este timpul nostru, nu este timpul altuia. Nu are nimeni voie să ne fure, nimeni nu are voie să ne spună să ne grăbim într-un sens sau într-altul. Lumina lui Hristos face parte din timpul care este aliatul nostru. Să ne dea Dumnezeu bucuria de a constata că viața noastră este făcută din veșnicii multe. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.